Sănătatea mehedințenilor a însemnat o prioritate pentru președintele Consiliului Județean Mehedinția Aladin Georgescu, astfel încât nici de această dată nu se dezice în ceea ce privește modernizarea infrastructurii de sănătate de la nivelul județului. O cerere pentru atragerea de fonduri europene a fost depusă în cursul zilei de azi, în valoare de aproximativ 3 milioane de euro în vederea implementării proiectului Spital Modular Mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19. Din dorința de a îmbunătăți condițiile și capacitatea de intervenție a personalului medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, depune în continuare eforturi substanțiale pentru ca cetățenii să beneficieze de cele mai bune condiții medicale. Șeful de la Consiliul Județean nu stă nepăsător în fața oportunității de a atrage fonduri europene pentru a asigura cât mai multe locuri la ATI, mai ales că experiența ultimului an a arătat cât de importantă este creșterea capacității în secția de terapie intensivă. Este vorba despre construirea unui spital modular, pentru care a și fost depusă o cerere de finanțare în decursul zilei de azi, în vederea achiziționării a 10 paturi ATI și 19 paturi în regim de observație, dar și în vederea achiziționării aparaturii necesare tratării pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 în regim de urgență. Cofinanțarea este zero în cadrul acestui proiect, toate cheltuielile fiind finanțate cu fonduri europene. Spitalul modular ar urma să fie construit în imediata vecinătate a fostei secții ORL din incinta Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin.